avem o sumedenie de colegi și am citit practic astfel de evaluări, se apreciază că sunt mai mult de 40.000 de medici care în decurs de 30 de ani au plecat din țară, care activează în diverse sisteme medicale și cercetare științifică în Europa de Vest, în America de Nord și peste tot pe mapa mond, care sunt recunoscuți în lumea academică de pretutindeni și care își au rădăcinile aici. Sunt convins că sunt conștienți de faptul că toată comunitatea rămasă în țară, comunitatea academică, oamenii obișnuiți, toată societatea românească se uită la ei cu admirație, că le apreciază enorm realizările acolo și că își doresc ca cel puțin o parte din ceea ce au realizat să redea comunității din care provin. Sunt convins că mulți dintre ei se gândesc mereu la România și la ce au lăsat în urmă și că la un moment dat vor reveni în țară și vor aduce cu ei performanțele făcute acolo, pe care le vor transmite unor colegi mai tineri de aici, în așa fel încât societatea românească să reînvie, să redevină ceea ce a fost cândva, pentru că resursele de inteligență, de inventivitate, de creativitate, grefate pe o zonă geografică cea mai bogată a Europei, oameni inteligenți, pot să ducă din nou România acolo unde a fost cândva și poate mai mult decât atunci. Pentru că vremurile s-au schimbat, lucrurile s-au diversificat și s-au aprofundat, dar munca, perseverența lor a arătat că este posibil să faci performanță, să o facem la noi acasă.